Restul după, când îi primesc. Nimeni nu-ți dă toți banii dinainte, doar în filme, cu karate. Salut, Ionuț! E, și am zis, bă, ce-am de pierdut? Cine să mă sifoneze? Că doar el știe, el nu mă va sifona. Beton! Hai mă, că-ți dau foc la local, înțelegi? Ce-a făcut bulangiu? Ce-a făcut el? El a ascuns niște canistre de benzină pe acolo. Eu când am stropit cu benzină și am făcut legătura din camere, de la bucătărie, la baie și la sala de mese, ca să ia foc tot, să-și ia asigurarea completă. Așa, ca să-și ia asigurarea completă, trebuia să ia foc tot ce era înăuntru un local, știți ce zic? Am intrat pe timp de noapte, mi-a lăsat geamul deschis, totul a fost ok. Când am dat foc de afară, am dat foc la un carton, l-am aruncat înăuntru, am făcut 3 pași, am apucat sau 4 și am sărit, a sărit pur și simplu în aer. S-au ridicat gazele alea de la benzină, plus benzina care era acolo pusă de el, știi? A bubuit. Am sărit și eu în aer. Eram tot ars pe spate. O lună de zile am stat pe goană, ars pe spate, m-am tratat singur, zicei că-s Rambo. A treia zi, patronul a fost arestat. Pe ce motiv? Pe motivul că el, prostul, cu nici o lună înainte, își făcuse asigurarea. Eu credeam că el și-a făcut-o cu vreo 2 ani în urmă. Așa mi-a zis, eu nu puteam să-i cer iar atămactele, știi ce zic? A mers pe vorba lui. El și-o făcuse cu vreo 3 săptămâni înainte și atunci îți dai seama, poliția nu-i proastă. Păi băi, tu acum 3 săptămâni ți-ai făcut asigurare și din aia masivă, full, casco sau cum se zice, și dintr-o dată, hop, ți-a luat foc localul, hai la pușcărie. El ce-a făcut? A zis, nu eu sunt de vină, românii au avut ciudă pe mine, Dan ăla a avut ciudă pe mine, mă urăște că a băgat el un motiv acolo. Și a aruncat toată vina pe mine. Mă căuta toată poliția. Eu eram pe goană. La Caritas nu mă puteam duce. Ba, la Caritas m-am dus. Că la hoteluri nu mă puteam duce, că trebuia să dau buletinul. Unde dădeai buletinul, garda te căuta pe la hoteluri. Deci m-am dus la Caritas. Acolo i-am mințit că am lucrat la un acoperiș, m-am ars. Că am lucrat la negru. Mulțumesc frumos, DMX, că am lucrat la negru și că nu pot să mă duc într-un spital normal pentru că o să mă ancheteze că de ce am lucrat la negru și nu am probleme. I-am mințit pe ăia, m-au crezut, m-au tratat. O lună mai târziu m-au prins. La început n-am recunoscut nimic, m-au bătut de m-am pișat pe mine, jur. 3 zile m-au bătut, fraților. Deci, îmi dădea să mănânc, îmi dădea să fumez o țigare. Mă băteau, mă lăsau să dorm vreo 3 ore, iară mă luau, iară mă băteau, iară îmi dădeau o țigare să fumez, iară îmi dădea să mănânc, iar somn, nu mai zic. Și nu știau că s-ar spre spate. Mi-au adus la un moment dat atâtea dovezi, că de la o declarație se leagă toate, știți cum e, dovezile pe urmă vin. Încât n-am mai avut ce face, am zis, da bă, am făcut fapta, dar nu e cum zice el că am avut ciudă pe el. Omul m-a plătit, frate. Aia e. Mi-asum, am făcut-o. Și atunci am căzut cu garda. I-a dat în gât pe proprietate. Ce... Auzi. El m-a dat pe mine. Cum că eu i-am dat foc la local. Că aveam ciudă pe el. Și atunci am zis, în urma dovezilor am zis, da mă, eram imbecil să zic, nu domnule, nu-s vinovat. Când erau 7.000 de dovezi împotriva mea. În fine. Și ne-a condamnat și aia e. Bun. Hai să închidem subiectul.